Maria Precup rămâne primar la Reghin după o luptă strânsă cu candidatul UDMR. Politicianul PSD își va începe cel de-al doilea mandat. Sorin Megheșan, candidatul Partidului Liberal, a câștigat încă un mandat la primăria Târnăveni. La o diferență semnificativă s-a situat PSD-istul Stanislav Piaskovski. Socialdemocrații au câștigat primăria Sighișoara prin Ovidiu Mălâncrăvean. Acesta s-a bazat în campania electorală pe mesaje îndreptate către modernizare, cultură și turism. Ioan Nicoară rămâne pentru încă un mandat la conducerea orașului Iernut. Peste 70% dintre cetățenii cu drept de vot au pus ștampila pe Cristian Moldovan, candidatul PSD pentru primăria Luduș. I-au urmat candidații PNL, UDMR și PMP, iar Fülöp László Zsolt, candidatul UDMR, este primarul orașului Sovata pentru următorii 4 ani.